Salut! Sunt Marian Hangarnu și filmăm din studiourile F64, un episod inedit. Aici este principalul și singurul meu actor, fiul meu Paul, și astăzi vom discuta despre procesul de achiziție de la client. Am să-i pun câteva întrebări care vor arăta cum anume are loc procesul de achiziție la client. Paul folosea această cameră, un Nikon D3100 de mai mulți ani și își dorea o altă cameră. Adică aceasta. Da? Un Panasonic DH5. Am să-i pun câteva întrebări și apoi vom trage câteva concluzii legate de procesul de achiziție. Și să începem. Ce cameră foloseai? În trecut am folosit camera aceasta Nikon 3100. 3100, da. Foarte frumoasă. A mers foarte bine pentru anii care i-am folosit. Ce ai cumpărat? Recent am cumpărat GH5. Ok. Ce nu-ți plăcea la această cameră minunată? Nu e ce nu-mi plăcea, e ce n-am mai putut folosi în timpul acestea. Anume? Anume, rezoluția pe care o poate atinge această cameră este doar 1080, Full HD. Ok. Și de ce ar fi asta o problemă? Adică de ce e prea puțin? Păi, dacă ne uităm pe canalele de YouTube sau doar în YouTube general, putem vedea că foarte multe videoclipuri încep să folosească rezoluția 4K, unde GH5-ul se lucește. Și vrei să ai cea mai mare rezoluție după YouTube sau care e motivația? Motivația mea nu este pentru competiția de rezoluții, este pentru fidelitatea imaginii. Uh-huh. Ok, și ce altceva nu-ți plăcea? Am înțeles, deci nu filmează 4K. În rest, mai e ceva ce ai reproșa vechii camere? Da, din păcate nu folosești atâtea lentile cum vreau eu. Am înțeles. Altceva? Altceva mai este specificațiile interne, partea electronică. Adică e mai veche. Da, este mai veche. Am înțeles. După ce te-ai uitat când ai ales această nouă cameră, ce ai avut în vedere? După cum am zis, rezoluția, poate să filmezi în 4K. Mm-hmm. Cât de ușor pot să folosesc alte lentile pe noua cameră. Uh-huh. Uh-huh. Și fidelitatea imaginii. Da. Care se leagă de rezoluție. Ok. Ok. Dacă ar fi să le pui în ordine aceste trei criterii, adică rezoluția, lentilele și calitatea imaginii, care ar fi ordinea? 1, 2, 3? 1, 2, 3 zice rezoluția. Da. Deoarece... Am înțeles, rezoluția. 2? 2 este lentila pe care o folosești. Da? Sau ansamblul de lentile pe care poți să le folosești. Și 3? 3 este fidelitatea imaginii, cât de bine poți să o aduci la viață. Am înțeles. Ok. Bun. Când anume ai realizat că camera cea veche nu e ceea ce îți dorești în continuare? Am aflat recent, după ce m-am uitat pe YouTube și am observat că foarte multe videoclipuri care apar în aceste timpuri sunt scalate la 4K. Ok, recent înseamnă când? Când anume s-a întâmplat că ai zis, ok, nu mai convine rezoluția asta cu care eram fericit până acum? Ianuarie anul acesta. Ok, deci în ianuarie ai zis, nu e ce îmi trebuie. Când te-ai apucat să cauți? M-a apucat după o lună ce am observat că am... Deci după ce ai luat decizia că îți trebuie altceva, după o lună te-ai apucat să cauți. Ok, dar ce ai făcut între timp? De ce o lună ai stat? Am încercat să găsesc și alte metode pentru a continua să folosesc această cameră. Achiziția de acest echipament nu este chiar așa mică, sunt niște fonduri considerabile. Și când nu s-a putut? Când nu s-a putut. Ok. Când ai cumpărat camera nouă? După cum am zis, foarte recent, adică cam
3 zile, acum 3 zile am achiziționat DH5-ul. Felicitări. Da. Yes. Ok. Ok. La ce alte camere te-ai uitat? O altă cameră a fost din gama Sony A72, dacă nu mă înșel. Foarte bună. Deci ai ales între GH5 și A72. Ok. De unde ți-ai luat informațiile? Că nu sunt foarte multe camere în vânzare. Știind că acționarea este mai costisitoare, m-am uitat pe magazin online, am văzut și alte videoclipuri care arătau camere pentru vlogging și alte utilități. Și am avut și un prieten care a intrat în trendul ăsta să te filmezi și am cerut sfaturi, care mi-a dat foarte ușor. Mm-hmm. Ok, mulțumesc. Aceste de întrebări pe care l-am pus lui Paul este dezvoltat de consultantul american Robert Jones și are darul de a ne face să înțelegem cum anume iau clienții deciziile. Suntem mulțumiți o vreme după ciclul de achiziție, film pe care l-am publicat săptămâna trecută. Suntem mulțumiți de produsele pe care le folosim multă vreme. Suntem conștienți că nu sunt perfecte, că există produse mai bune, dar multă vreme le folosim și suntem mulțumiți pentru că nu suntem gata să facem achiziția către un alt produs. Credem că beneficiile pe care le oferă sunt justificate și beneficiile pe care le oferă un produs nou nu justifică să plătim un alt produs. La un moment dat însă ne dăm seama că produsul vechi are neajunsuri care încep să ne frustreze. Da, cum a fost cazul lui Paul, de fiecare dată când văd un film 4K mă gândesc că mi-aș dori să fac și eu un film 4K. Încep să fiu îngrijorat că în viitor filmele mele ar putea să nu mai fie promovate de YouTube pentru că sunt la o rezoluție inferioară. Încep să fiu îngrijorat că anumiți YouTuber s-ar putea să aibă mai mult succes doar pentru că folosesc o cameră cu rezoluție mai bună. Încep să fiu deranjat că nu pot să folosesc un anumit obiectiv. Încep să fiu deranjat de faptul că un prieten are o cameră mai nouă și imaginea la el arată mai bine decât la mine. Frustrările astea se acumulează. La un moment dat apare un eveniment determinant, cum a fost în cazul lui realizarea faptului că filmele pe care le face și le postează pe YouTube vor fi la un moment dat trimise în josul paginii de algoritmul YouTube și atunci apare decizia de achiziție. Un alt element important este cum va arăta produsul care îl înlocuiește pe cel vechi. Și ați văzut la întrebarea după ce te-ai uitat la camera nouă că ceea ce ne-a frustrat la camera veche a devenit criteriul de achiziție la camera nouă. Deci orice probleme a avut camera veche devine criteriul de achiziție la camera nouă. Și asta este foarte semnificativ pentru că un vânzător va întreba ce folosește acum, va afla care sunt frustrările și va oferi un produs care rezolvă aceste frustrări. Pentru că aceste frustrări reprezintă motivația pentru noua achiziție. Lista este importantă, prioritizarea este de asemenea importantă, pentru că cea mai mare frustrare va motiva cel mai mult. Foarte interesant cum curge timpul, da? Deci suntem mulțumiți o vreme, după care ne dăm seama că produsul nu e tocmai perfect, trăim cu el foarte multă vreme, apare evenimentul determinant și decizia de a schimba, în cazul nostru ianuarie. După care apare încă o negociere. Vreau să schimb, da, acum, dar poate mai țin o vreme. Oamenii sunt ocupați, pot să petreacă timpul făcând lucruri complet diferite decât să cumpere. Trece timp între decizia de a cumpăra și cumpărare. Vânzătorul profesionist știe asta și știe că uneori poate scurta acest timp folosindu-și persuasiunea cu cumpărătorul. După care
trece acest timp de la decizie până la căutare și începe căutarea. Căutarea are în vedere criteriile care sunt, își au sursa în frustrările provocate de produsul vechi. Interesant și cum să caută, da? Vloguri de specialitate, articole de specialitate, retailer online și, foarte important, un prieten, cineva care a trecut prin aceeași experiență. Toate aceste informații pe care le obținem din chestionarul lui Robert Jones reprezintă baza înțelegerii procesului de achiziție, care la rândul său stă la baza unui proces de vânzare performant. Dacă încă nu v-ați abonat la canalul Salesman Pride, acum este un moment foarte bun să apăsați subscribe. Vă rog, dați like dacă v-a plăcut acest film sau dislike dacă nu v-a plăcut acest film. De asemenea, dacă aveți sfaturi să ne dați sau comentarii sau vreți să abordăm teme diferite în viitor, vă rugăm să folosiți secțiunea comentarii. Până data viitoare, Marian și Paul vă spun la revedere! La revedere! Gata!